Obiecte de igienă. Un material pentru clasa pregătitoare. Știai că fiecare copil are superputeri? Astăzi vom vorbi despre unele din superputerile voastre, ale copiilor. Poți să faci multe lucruri. Ca de pildă, să faci sport, să cânți, să construiești, să socotești, să creezi. Singur sau împreună cu alții. Vom explora superputerea de a avea grijă de tine și de corpul tău pentru a fi sănătos sau sănătoasă. Privește fiecare dintre obiectele următoare. Cu siguranță le cunoști foarte bine. Denumește-le și reține secretele lor. Unele secrete sunt ascunse în numere. Atenție la numerele care urmează! E nevoie să ne spălăm pe mâini cât mai des, cel puțin 20 de secunde. Folosește apă și săpun. Nu uita, ne spălăm pe mâini 20 de secunde. Cel mai bine este să folosim săpunul lichid, iar ca să ne ștergem, utilizăm prosoape de hârtie sau prosoape individuale. Fiecare membru al familiei folosește prosopul său. Mama are un prosop. Iar tu, altul. Este important să ne menținem părul curat. Ne spălăm cu șampon odată la câteva zile. Nu uita! Obiectele pentru îngrijirea părului nu se împrumută. În fiecare zi ne spălăm pe tot corpul. Folosim săpun sau gel de duș ca să ne săpunim. Spală-te și tu zilnic. O dată pe săptămână, după baie, e important să ne tăiem unghiile. Atunci când sunt scurtate, unghiile nu dor. Pentru confortul tău, părinții pot folosi o forfecuță cu vârfurile rotunjite. Taieți unghiile la fiecare șapte zile. Dinții sunt foarte importanți pentru sănătate. Știi că trebuie să te speli pe dinți de cel puțin două ori în fiecare zi? Periuța de dinți este doar a ta. Schimbă la fiecare șase luni. Spală dinții de două ori pe zi, dimineața și seara. Schimbă periuța la fiecare șase luni. Să ghicim acum ce reprezintă fiecare număr. 20 de secunde. Atâta durează spălatul mâinilor. De două ori pe zi. Periajul dinților, dimineața și seara. Zilnic. Mm, dușul sau spălatul corpului. La fiecare șapte zile. Tăiatul unghiilor și spălatul părului. La fiecare șase luni schimbarea periuței de dinți. Bravo! Acum știi! E important să aplici tot ce știi. Curățenia mâinilor a întregului tău corp reprezintă igiena personală. Nu uita să le amintești și membrilor familiei tale cum să-și folosească superputerile pentru a-și menține igiena personală și a fi sănătoși.